Și acum subiectul zilei este cel legat de, haideți să-i spunem, 1 decembrie 2020. La mulți ani români, la mulți ani România, sărbătorim unirea. Ne apropiem și de sărbătorirea primului an în care omenirea s-a infectat cu coronavirus și mai dureri de cap am avut, o stare de urgență și de alertă am avut. Mai departe, să vedem ce mai avem. O stare de urgență, așa. Parada militară și toate cele este redusă pe aici, pe acolo. Numărul de participanți este în scădere. Să nu mai spunem și de carantinarea parțială, adică între 23 și 5. Nu avem voie să ieșim nici măcar să tragem afară. Fum, părți, ce vrei să-i spui? S-a renunțat la tradiționala fasole cu cârnați. Ce s-a mai renunțat? La mulțime, la parada autospecialelor, ci doar intonarea imnului de stat, depuneri de coroane, poate și unul, două discursuri mici și cam atât. O economie pe cinste, dar pentru oameni o plângere totală. Unii dintre noi suntem la munte, alții suntem acasă. Unii pe Valea Prahovei, pe Rarău, Transararău, Transalpina, Transbucegi, Gilău și toate cele. Interesant. Dar e de plâns. Pentru că înainte se duceau până la ora 1-2 noaptea, pe sezonul de schi, de era zăpadă. De nu e zăpadă, la ora 22, hai maxim 23, trebuie să fie în cabană sau în cameră până la ora 5. Să faci, nu știu, unii cucu, alții sex, alții să bea vin fiert, o coaptă sau o țuică fiartă, sau ce mai vrei. La mulți ani România, un coronavirusul mic care ne-a omorât încet, încet pe toți, cât un pic, cât un pic.